Atenție! 1, 2, 3! Te capiesc! Ține sticla, te rog! Wow! Hei! 3 și... Nu mă tem! Așa, un fel de... Cum se numește, mama? Mă, gata, gata! Cum să-l opresc? Vă spun ca să știți! Ei, ce de mă interesează pe tine! Hei, dragi prieteni! Bine ați revenit la un nou vlog! Astăzi o să fac 3 experimente de făcut în casă. Eu am văzut pe YouTube un experiment dacă torni apă și cum să înfici cu creioanele dacă nu curge apă. Și am decis să fac și eu un vlog să vă arăt dacă o să mi reușească. Să începem. Avem un pachet, îl împlem cu apă și imediat vă arăt dacă o să reușească. Tata, ce vrei să-mi tu? Tu ține, tu ține, eu torn, ține tare. Te capiesc. Nimic, nu? M-am pregătit să de cârpa cu ce să trebuie masa. Am aici un set de creioane cu buline galbene. Uuuu! Că ești pregătit? Pregătit. Sau cum? Pregătit? Pregătit. Pregătit. Iată, avem pachetelul plin de apă. Sunt foarte curioasă. Eu când am văzut prima dată video-ul acela, apă, mi s-a părut că dacă eu o să încerc, de data scurgă apa jos. Credeam așa la montaj, dar eu nu știam. Iată, creioanele sunt ascuțite. Și haideți să nu mai lingem atâta, să începem. Atenție! 1, 2, 3! Wow! Următorul, poate acela să scurcă. Nu, mamă! Chiar, mă! Super tare, cred că am o zi importantă azi. Ups! Scuzați-mă, eu pur și simplu că nu am dat deodată, dar... 1, 2, 3, 4, 4. Acum să fie 5 și acolo 4. Uhu! Ai reușit! Uh! Seaba, domnule. Și ultimul creion. Uitați cum arată pachetul. Wow, ce de greu, mamă. Ura, mi-a reușit. Pate puțin chipul, uite. Nu curge apa. Puteți să încercați și voi acasă, doar să nu vă ciupească mama. Trebuie să aveți o peliculă așa, niște creioane și nu știu ce. 3 de da și ne vedem în etapa următoare. Experimentul numărul 2, înflarea unui balon singur. Haide să începem. Deschidem capacelul. Turnăm puțin oțet. Da, ține apă. Ține sticla, te rog. Acum o să avem nevoie de... Așa, un fel de... Cum se numește, mama? Bicarbonat de soniu. Bicarbonat de soniu. Un balonaș roz mic. Pink. Turnăm puțin două linguri aici și punem aici. E, l-am pus puțin de decarbonat și îmbrăcăm peste sticlă. Ei! Iar acum trebuie să ridicăm balonul în sus. Wow! Priviți! Vedeți? Nu fac nimic! Mai putem zorni. Poate că e impresionat. Mamă, gata, gata, cum să-l opresc? Vă rog, nu explodeze. Nu, eu mă aduc. Poate e el. Ia uita ce de mult s-a înflat. Mi-a reușit. Îl punem în partea aceasta. Experimentul următor este acesta. Trebuie, mamă, dă-i o sticlă. Acela care pui așa și apa nu curge singur. Vă spun ca să știți ce vreau să fac. Avem nevoie de șervețel de la bucătărie. Și o sticlă cu apă. Nu sticlă de plastic, dar sticlă din sticlă, din sticlă. Nu mă tem să vărs. Iată, avem o sticlă plină cu apă. În loc de capac, avem nevoie de un șervețel. Imediat îl dăm jos și o să obții un capac. Patru caputere, dar ei, ce de mă interesează pe tine? O să încercăm. Să vedem dacă o să ne reușească. Întoarcem cu capul în jos. Mă,
mamă, chiar ne-a reușit. Vedeți, nu curge apa, nu pot bea. Pot închipui cum el se ține, oare, mamă? Nu pot să dau. Ortie așa de subțire, are așa putere mare, chiar este apa. Ia uite. Un experiment surprize. Puțin mi-e frică de experimentul surprize. Trebuie să luăm o cană cu apă, să punem foaie peste ea, să punem așa și să dă, și să întoarcem. Să vedem dacă o să putem. Haideți să încep. Uitați. Mă tem puțin. 1, 2, 3 și... Nu mă tem, doar. Doamnează. 1, 2, 3 și... Eu mă tem, mai bine ajută-mă tu. Uitați, tata puțin o să mă ajute, o să mă dau într-o parte ca să nu curgă peste mine. Este o foaie simplă. O punem. 1, 2, 3 și... Oi! Ura! Tata este super eroi! Ce bine că mi-a dat pe pat! Acestea au fost cele 4 experimente. Care v-a plăcut cel mai tare? Sigur că mi-a plăcut acesta, care era primul, cu creioanele. Pot să fac și partea a doua de experimente. Și, da, nu uitați să vă abonați pe acest canal de YouTube, de subscribe. El este roșu, dar trebuie să-l transformați în gri. Dați un like, un share ca să vadă și prietenii voștri și pe curând! Pa, 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 pa!